Sandule, povesteam noi puțin tel mai devreme despre acel umorist al Banatului. Puțin din generația lui, cred că mai știu. Eu eram copil când eram cu el pe scenă, era Nicolae Perescu, aveam atunci 20 ani și era la modă, cum să spun. În Grai Bănățean nu erau televizoare atâta. Era un comic extraordinar, extraordinar, nativ. Ceva întâmplări cu el, trebuie să ai, nu se poate. Tu ai mereu întâmplări cu cineva cu care ai fost prieten. Da, mi-aduc aminte, într-un spectacol m-a rugat să-l ajut și pe el. El era inventiv, deci n-avea texte. Și apare pe scenă și zice că el e iluzionist. În ce direcție strigă el sau de ecou? Sau în ce direcție îl pun eu pe Neagu să stea acolo? Deci inventa așa. Apoi eu mă plictiseam, spectacolul era lung și jucam cărți după cortină. Și el către public. Uitați exemplu. Bă, Neagule, mă! Eu cum eram atent și la el și la cărți, tromp. Băi, Neagule, măi! Răspundeam ca ecou. Da. O, ce mai faci? Eu iară, tromp. O, ce mai faci? Îi răspundeam ca ecou. Și odată bag un text care nu era, zice, o, cât e ceasul? Dar eu concentrat acolo zic, 4:10! Ecou. Ecou era 4:10.